Excelent. O să punem înregistrarea, pentru că veți primi și înregistrarea, poate sunt lucruri pe care nu le rețineți din prima. Și ne apucăm să vorbim despre retenție, loializare, loialitate, mulți termeni noi sau poate nu. Bună seara, vreau să aflu informații. Bună, Ioana, ce business ai? Ne scrie aici? Sau ne spui, dacă ai microfonul deschis? Ok, hai să facem așa. Încep eu să povestesc și preluăm întrebării la sfârșit. Dacă în timp ce povestesc eu aveți întrebări, scrieți-le pe chat și o să-mi arunc un ochi pe chat din când în când și să răspund la ele. Începem o serie de webinarii care vor fi despre retenția clienților și despre programe de loializare. Vom povesti foarte concret cum facem retenția, cum folosim email marketing pentru asta și cum facem programe de loializare folosind această unealtă care funcționează foarte, foarte prietenos, foarte ușor de marketer. Eu sunt Cosmin Costea și o să începem direct cu un îndemn. Și anume că să creezi un program de realizare nu e chiar atât de greu cât crede lumea. Și la sfârșitul discuției de astăzi să și creăm un program de realizare, o să vă arăt cum se creează un program de realizare și cât de ușor este să-l creezi în The Marketer. Astăzi nu o să vorbim teorie, o să fie un slide de teorie, care cred eu că e important, dar în rest o să povestim despre de ce e important să facem realizare și fiecare pas de care avem nevoie. Am ales tema Top Gun pentru webinarul nostru, că mi s-a părut că rezonăm cu aceste imagini. Câteva cuvinte despre mine, nu o să insist foarte mult. Am făcut destul de multă școală, am avut șansa să mă întorc la universitatea pe care am terminat-o și să predau cursuri de digital. Am făcut parte din Metro și m-am ocupat de e-commerce, am făcut parte dintr-o companie de tehnologie și m-am ocupat de e-commerce, SAP. Am făcut parte dintr-o firmă de consultanță digital și m-am ocupat tot de e-commerce. Conduc o companie de implementare de marketer și sunt VP of Sales la The Marketer. Și în această calitate vă vorbesc astăzi și vă povestesc despre cât de ușor e de folosit acest tool, această unealtă. Și merg uneori la conferințe și povestesc tot despre acest topic. E-commerce în contextul retenției și loializării. Despre ce o să vorbim astăzi? O să vă povestesc în două vorbe ce este The Marketer. O să vă povestesc ce este un program de loializare. O să înțelegem diferența între retenție, program de loializare și loialitate. Am ales să scriem loialitate cu litere mari ca să fie foarte clară diferența între un program de loializare și loialitate. Și cum spuneam, o să vă povestesc pe îndelete care e diferența, pentru că e o diferență foarte mare. De ce e important să faci un program de realizare, care este structura lui, câteva exemple de programe de realizare și facem un demo în care intrăm și vedem câțiva pași din The Marketer pentru a crea acest program de realizare. Și la sfârșit, bineînțeles, luăm întrebări, dar dacă aveți întrebări, puteți să le scrieți pe chat și eu vă răspund. Câteva cuvinte spuneam despre The Marketer. Practic, The Marketer face doar 6 lucruri, dar le face foarte bine. Gestionarea audienței, adică baza voastră de contacte, o gestionează, o împarte în segmente. O să vorbim în cursul webinarilor despre fiecare dintre aceste module. Apoi ne ajută să facem campanii și să personalizăm aceste campanii. Ne ajută să facem automatizări de email marketing. Ne ajută să creăm un program de realizare. Ne ajută să comunicăm programul de realizare prin ceea ce noi numim un launcher, care este un widget, este un mic element care este pe site și îi spune clientului, de exemplu, câte puncte trebuie să mai strângă ca să devină client gold. Și apoi feedback și recenzii. Gestionează review-urile primite de la clienți. Le puteți gestiona cu The Marketer. Cu ce platforme de e-commerce se integrează? Sunt aici pe ecran toate. Bănuiesc că mulți dintre voi aveți una dintre aceste platforme. Foarte multe populare din
din România, cele mai populare din România, cele mai populare și din lume. Sigur găsiți platforma voastră. Dacă totuși nu găsiți platforma voastră și ați decis, de exemplu, să faceți un magazin online complet custom, efortul de integrare cu un magazin complet custom este aproximativ 2 zile, deci nu e un efort foarte mare. În schimb, dacă aveți una dintre platformele de pe ecran, efortul de integrare este zero. Doar activați integrarea cu platforma respectivă. Și acum, dacă folosiți un tool de email marketing, puteți să aduceți toate contactele voastre din tool, și avem integrare iarăși cu cele mai populare tool-uri, să le aduceți în The Marketer. De ce ați vrea să faceți asta? Din două motive foarte importante. Unu, prețul e mai mic, mai mic decât toate soluțiile premium. Și doi, este extrem de ușor de folosit. În plus, o să vedem astăzi că o parte esențială ce diferențiază de marketer de alte unelte care fac doar email marketing este că cu The Marketer putem face programe de realizare foarte ușor. Repet, și pentru cei care au venit mai târziu, dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți în chat și eu le preiau pe măsură ce le văd. Ce este un program de realizare? Hai să vedem un pic. Am folosit câteva imagini amuzante cu oameni care vin și încearcă să dea un card și să zică, nu știu, ăsta e de la voi? Nu, nu e de la noi. Și întrebarea pe care o am este, ăsta e un program de realizare și putem să cumpărăm loialitatea printr-un program de realizare? O să încerc un răspuns la întrebarea asta astăzi și după aceea o să vă rog să-mi dați și voi răspunsul vostru și opinia voastră. Eu cred că e o diferență mare între loialitate și programul de loializare. Și vedem lucrurile în felul următor. Loialitatea este un rezultat, nu are legătură cu comunicarea. Loialitatea este când ești loial unui brand. Povesteam că am un prieten care este loial brandului Toyota și își cumpără doar mașini Toyota pentru că el consideră că sunt cele mai solide și fiabile și bune mașini din lume. E bine, el nu cumpără mașini Toyota pentru că Toyota are un program de loializare, pentru că îi dă puncte de fiecare dată când cumpără. Nu, el cumpără pentru că este loial brandului Toyota. Eu sunt loial brandului Levi's de blugi. Cumpăr blugi Levi's pentru că îmi plac blugi Levi's și pentru că i-am purtat de multe ori și știu calitatea lor. Nu pentru că îmi trimit e-mail-uri cu promoții sau pentru că îmi dau puncte la fiecare cumpărare. Asta este loialitatea. Este ceva legat de brand și este ceva la care încercăm să ajungem, numai că este foarte greu de ajuns. Pentru că de cele mai multe ori, loialitatea se câștigă printr-o experiență foarte bună, prin activități de branding, care sunt mult mai subtile decât activitățile obișnuite de promovare. O să vorbim despre fiecare dintre ele astăzi. Programul de loializare, în schimb, este un joc. Un joc în care dăm ceva ca să primim altceva. De obicei, în acest joc oferim puncte și oamenii, participanții în programul de loializare, primesc beneficii. Întrebarea mea pentru voi este... Dacă noi oferim puncte pentru cumpărături, ai plasat o comandă, ai câștigat 100 de puncte, să zicem. Pentru ce credeți voi că am putea să mai oferim puncte ca să fie în interesul business-ului vostru? Puteți să-mi scrieți în chat. Pentru ce ați putea să mai oferiți puncte în afară de cumpărarea în sine? Sigur, vrem să cumpere oameni. Dar mai sunt și alte lucruri importante. Aveți idee pentru ce am mai putea oferi puncte într-un program de loializare? Cine mă ajută cu un răspuns în chat? Că aș vrea să facem o conversație aici, nu doar să vorbesc eu timp de o oră. Ar avea sens să oferim puncte pentru cineva care ne lasă un review? Ce părere aveți? Sau care ne recomandă pe un alt client? Ok. Calculatoare SH, nu știu cine ești, mi-ar fi de folos să intri cu nume real. Pentru recomandare, da, pentru review nu. E un punct de vedere. Noi credem că și review merită să fie recompensat. Bineînțeles,
condiționat de calitatea review-ului, dar să convingi oamenii să vorbească despre produsele cumpărate de la tine sau despre tine, cred că nu e un lucru deloc rău, pentru că oamenii tind să lase review-uri mai degrabă când nu le place ceva și poate îl convingem să lase un review și când îi place ceva. Și o altă întrebare pentru voi ar fi: ce putem oferi clienților care să ne coste pe noi mai puțin decât simt ei că au primit? Deci valoarea percepută de ei să fie mai mare decât costul nostru. Are cineva o idee sau cunoaște cineva un program de loializare în care jocul ăsta între costuri și beneficii este în avantajul comerciantului? Vă dau un exemplu. Există un program de loializare în care un discount pe cantitate, ăsta e un lucru bun, sigur, e un cost al business-ului să ofere acest discount. Poate clientul percepe mai avantajos discountul decât e costul nostru real, în special datorită faptului că e o diferență semnificativă între costul de achiziție al produsului și prețul de vânzare. Un alt exemplu ar fi un program de loializare în care funcționează cam așa. Dacă ești un client obișnuit, să spunem, primești de ziua ta un produs gratuit, dar ai de ales între trei produse gratuite. Dacă ești un client premium, primești de ziua ta tot un produs gratuit, aceeași valoare a produsului, să zicem 50 de lei, dar ai de ales între 5 produse. Deci, practic, tu îi oferi ceva mai valoros, alegi între 5 produse, numai că pentru tine costurile sunt aceleași. Tu tot de 50 de lei dai acest beneficiu. Deci ne putem gândi la mecanisme interesante care să genereze mai multe beneficii decât costuri. Ce nu funcționează este nu funcționează dacă oferim recompense fără sens, doar pentru că avem noi un surplus de stoc sau ceva ce vrem să dăm. Dacă facem un program de loializare cu reguli prea complicate, dacă trimitem prea multe sau prea puține mesaje, dacă punctele pe care le câștigă oamenii nu le simt ca o valoare reală. Și dacă facem o abordare foarte nediferențiată, toată lumea primește la fel, indiferent de pragul la care ajunge. Încă ceva, astăzi o să vorbim despre un anumit tip de program de loializare. Există mai multe tipuri. Astăzi o să vorbim despre programul de loializare în praguri. Într-un webinar următor o să vorbim și despre alte tipuri de programe de loializare, dar astăzi am ales acesta pentru că este foarte popular. Clasicul program de tip client bronze, silver și gold, să-i spun. Ce trebuie ca să realizezi un program de loializare? Trebuie în special o unealtă, un tool care să gestioneze acțiunile pe care le face clientul, cum gândești punctele pe care le primește și ce poate să facă cu punctele. În afară de tool, îți trebuie și o înțelegere a business-ului, trebuie o strategie, îți trebuie o analiză financiară, bineînțeles, ca să știi de cât din bugetul tău poți să-l aloci pe programul de loializare, să faci setup-ul programului, să comunici programul, să ai această unealtă care gestionează și să faci managementul programului, adică tot timpul să-l ajustezi ca să fie cât mai bine optimizat. Dacă aveți întrebări, vă aștept în chat. Dacă nu, o să continui cu topicul următor pe care l-am pregătit, și anume diferența dintre retenție, program de loializare și loialitate. În primul rând, în zona de marketing online în care suntem noi, dar în realitate peste tot în orice business comercial, există activități de achiziție clienți în zona de online, de obicei prin canalele obișnuite, canalele gestionate de Google și de Facebook, unde trebuie să plătim această taxă la Google și la Facebook. Și avem achiziția în partea stângă, unde cheltuim bani către Google și Facebook. Și apoi oamenii vin, vizitatorii vin pe site și noi încercăm să facem trei lucruri. Noi ca owner de magazin online:
să transformăm vizitatori în comenzi, cei care au comandat să mai comande și să îi facem să fie loiali. Și o să discutăm despre nuanțele loializării imediat. Dar ecuația arată atât de simplu. În stânga plătim taxe la Google și la Facebook, în dreapta obținem bani de pe urma vânzărilor. Avem aici o întrebare, statistic vorbind, care este cea mai bună metodă de loializare. Este o întrebare foarte bună, dar care are nevoie de ceva detalii ca să putem răspunde precis. O să, spre sfârșitul discuției, o să vă prezint toți pașii un pic mai pendelete, o să aveți și înregistrarea, de a gândi un program de loializare. De ce spun asta? Pentru că foarte mulți oameni, antreprenori, intră în creează un program de loializare fără o planificare, o analiză prealabilă. Hai să facem câteva praguri, hai să punem câteva puncte, să vedem ce se întâmplă. E bine, asta de obicei nu funcționează, pentru că ai nevoie de o discuție inițială cu clienții, să vezi ce interesează, ai nevoie de o analiză de date, să te uiți un pic în Analytics, în softul tău de e-commerce, să vezi care este frecvența de cumpărare, să ai ceva date și ai nevoie de o metodă de incentivare, o recompensă pentru clienți care să fie interesantă pentru ei. De asta pentru unele business-uri funcționează foarte bine metodele în praguri, pentru altele funcționează cealaltă metodă care se cheamă în limba engleză earn and burn, adică earn câștigi puncte, burn consum puncte. Earn and burn, o să vă spun două cuvinte despre ea, pentru că spuneam că focusul de astăzi va fi pe celălalt tip de program, programul pe praguri. Earn and burn înseamnă am câștigat 100 de puncte, cheltui acele 100 de puncte, eu ca și client final, ca să primesc un produs gratuit sau ca să primesc livrare gratuită. Nu vom vorbi despre acest sistem, vom vorbi despre cel de praguri astăzi, pentru că este multă informație. Peste 90% din antreprenori, mai exact. Pot să înțeleg asta, pentru că chiar avem un slide care se cheamă Hope is not a strategy. Este abordarea de a, ok, hai să încercăm. Și încerci, vezi că nu funcționează și zici, nu funcționează programul de realizare. Dar nu, programul de realizare funcționează, 100% funcționează. Felul în care l-ai implementat nu funcționează, gândirea de dinainte. Nu vreau să intru foarte mult în subiectul ăsta, că avem pregătit ceva special la sfârșit. Haideți să vedem. Deci retenția înseamnă să determini clienții să revină la magazinul tău online. Programul de loializare înseamnă, am dat câteva exemple cu care poate rezonăm. O tigaie, un cuțit, niște jucării, niște aptipilduri. Știm programele de loializare obișnuite din offline. În schimb, loialitatea este ceva legat de branding, unde unii cumpără telefon Apple pentru că așa știu ei că e telefon bun sau mașină BMW sau shawarma de la Dristor. Efortul e mai mare de branding și de experiența de consum, de experiența cu produsul, decât programul de loializare, pentru că la niciuna dintre ele nu cumperi produsul pentru că îți dă ceva puncte pe care le poți folosi într-o cumpărătură anterioară. Cumpăr pentru că îți place. Bineînțeles, fiecare cu preferințele lui, că poate fi Samsung sau Mercedes sau Băneasa, bănuiesc că ar fi concurentul așa urmă. Doar o mică întrebare aici. Este clar ce am povestit? Au sens aceste trei elemente? Pentru că e important să le înțelegem și să le folosim de acum încolo ca atare. Retenție, program de loializare și loialitate. Cine îmi dă un thumbs up, îi dau 100 de puncte cu care poate să facă. Așa le povestesc copiilor mei, dacă sunt cu minți, le dau 100 de puncte și, bineînțeles, că întreabă, cum ziceam mai devreme, relevanța punctelor, ce facem cu astea 100 de puncte? Vă cumpărați o înghețată. Vă cumpăr o înghețată. Mulțumesc pentru thumbs up. Thumbs up. Deci, retenția, pe scurt, clienții sunt fericiți că au cumpărat de la tine, se întorc, mai cumpără a doua, a treia oară, toată lumea e fericită, dar lucrurile astea se întâmplă datorită unor elemente destul de simple, noi le numim fundația. Ce scria pe site, am livrat, când spunea că livrez, am livrat, prețul de pe site e prețul din factură, lucrurile sunt ok și într-un final clientul se întoarce când mai are o nevoie similară. De ce să faci retenție?
clar, sunt multe beneficii, în special legate de diferența dintre costul de achiziție client nou versus efortul și costul de a convinge un client care deja a cumpărat, unde am avut șansa să ne dovedim seriozitatea, să se întoarcă la noi. Acum, câteva întrebări pentru voi. Oare cineva poate să-mi scrie în chat cât e costul de achiziție client, dacă a făcut acest calcul, deci cât îl costă, să zicem, un buget de marketing sau un buget în efort de a își promova magazinul online, cât îl costă să aducă un client nou? Ca apoi să ne gândim împreună, poate facem un calcul simplu, cât am putea să investim în eforturile de retenție și loializare. Știe cineva, da, așa, fără să intrați în Analytics acum, cât costă să aduci un client nou? Costă 10 lei, costă 50, costă 100, e complet variabil în funcție de modelul de business și de ce vindeți. Are cineva în minte? Până vă gândiți, vă spun și de ce întreb asta. Întreb pentru că de multe ori adresăm această întrebare clienților noștri și primim următorul răspuns. Da, sigur, e într-un raport undeva. Asta de multe ori ne spune că de fapt această informație nu e foarte clară și că ar merita ca antreprenorul să facă sau managerul de e-commerce să facă un efort să știe acest număr și să-l monitorizeze cu o frecvență rezonabilă, să zicem săptămânal sau lunar. Văd aici un răspuns, 16,5 RON din Google Ads. Asta este costul de achiziție client. Ce facem noi când avem un număr cum e 16,5? Îl comparăm cu un buget pe care îl putem investi pentru retenție și loializare. Și asta e primul nostru punct de plecare în a clarifica bugetul. Mă bucur că știi Tech Delivery și Cătălin. Google Ads 7 lei, Facebook 3-4 lei. Depinde extrem de mult, nu există bine și rău, trebuie să fie foarte adaptat la modelul de business și la produsele pe care le vindeți, dar e foarte important să-l știți și, dacă îmi permiteți, să-l știți pe din afară. Cum măsurăm retenția? Avem doi KPI pe care îi folosim. Unu, raportul între numărul de clienți care au plasat o comandă versus numărul de clienți care au plasat mai multe comenzi. Și al doilea KPI este numărul mediu de comenzi plasate de un client. Vă invit să vă gândiți la aceste valori, acești KPI, îi scoateți foarte ușor din tool-ul de e-commerce și să-i vedeți nu doar ca o poză, atât este acum, ci să-i vedeți și în timp. Cum a evoluat în, să zicem, în ultimile 10 luni sau de la începutul anului. Și acesta va fi un număr de îmbunătățit pe măsură ce creștem retenția. Program de loializare, premiezi clienții pentru cumpărături repetate, creezi un sistem de recompense și beneficii, stimulezi loialitatea și, cum am pus aici amuzant, totul e despre puncte. Câștigăm puncte sau nu câștigăm puncte? Asta poate influența foarte serios comportamentul de cumpărare, câștigul de puncte sau nu. Aici deschid o portiță pe care o să o las deschisă și poate discutăm într-un webinar viitor, dacă aveți întrebări. Merită să vă gândiți și câți clienți ar cumpăra de la voi de o anumită valoare, natural, prin retenție, nu doar datorită programului de loializare. Și merită să vă gândiți cum să vă gestionați toată investiția în programul de loializare și având acest element în minte. Și acum, loialitatea. Am scris-o cu litere mari ca să diferențieze ușor de programul de loializare. Și aici, în echipă, ne-am gândit dacă toată lumea rezonează cu șaurma de la Driftor. A fost voci pro și contra, dar am zis că nouă totuși ne place șaurma de la Driftor. Alegi mereu același brand sau produs, te simți atașat de brand și vorbești și către alții despre brandul respectiv. Și aici urmează slide-ul de teorie. Spuneam că nu avem teorie în afara unui singur slide și o să povestesc un pic de ce e important acest slide. E un slide etern, evergreen.
Adică sunt informații care au fost adevărate acum 100 de ani, o să fie adevărate și peste 100 de ani. Și îl citim așa. Primul pas când cineva vrea să cumpere ceva, își face o listă de branduri posibile. Aceste branduri pot fi branduri de retailer, de magazin online care vinde produsele altora, sau branduri de produs, de magazin online care vinde doar produsele proprii, cu brandul propriu. Deci își face o listă, începe și adaugă, scoate branduri din listă și începe să-și facă o listă scurtă. Acesta este pasul 2. Pasul 3. Ia decizia de cumpărare și cumpără. Până aici lucrurile sunt destul de clare și simple. Esența urmează acum. Esența este legată de experiența cu brandul. Și experiența cu brandul pleacă de la livrare până la consumul produsului în funcție de ce vindeți, dar experiența cu brandul este merită să punem un efort în această experiență ca să generăm ceea ce se numește în zona asta un pic teoretică loyalty loop. Adică data viitoare când clientul vrea să cumpere un produs din sortimentul vostru, să nu se mai ducă pe linia exterioară, să ia toate brandurile să vadă, iar să studieze. Nu, se ducă pe linia interioară. Adică să zic că am cumpărat de la oamenii ăștia, mi-a plăcut, cumpăr tot de la ei, nu mai explorez și concurența lor. De asta facem eforturile de loyalty. Loyalitatea este un rezultat și e foarte legată de brand preference, lucru pe care nu o să insist astăzi pentru că nu este subiectul discuției de astăzi. Nu, ce vreau să vă povestesc astăzi nu este neapărat cum să creați noul love brand, noul Apple sau noul Nespresso, ci cum să creșteți vânzările magazinului vostru online, într-un fel mult mai concret și mai acționabil pentru antreprenori obișnuiți. Că poate unii dintre noi recunoaștem că nu avem competențele lui Steve Jobs sau ale vreunui geniu. Chiar aveam acum ceva vreme un webinar în care povesteam că webinarul este pentru oameni normali. Dacă sunteți genii, nu putem să vă ajutăm. Dacă sunteți oameni obișnuiți, antreprenori obișnuiți, cum încercăm să fim toți, atunci putem să ajutăm. Acum, cum facem comunicarea? Pentru că noi vrem să generăm loialitate, dar când ai un buget, ai 10.000 de euro să zicem, te gândești eu cum îl împart și câți bani pun în promovare, în campanii și câți bani pun în loialitate. Niște oameni inteligenți, în opinia mea, au făcut un studiu și au venit cu această, vă invit să citiți studiul, aveți aici referința, au venit cu această abordare care mie mi se pare foarte sănătoasă. Linia roșie sunt eforturile de branding, prin eforturi înțeleg și resurse materiale, iar linia galbenă sunt eforturile de promo, cum e Black Friday-ul care vine acum. După cum vedem, eforturile de promo au un impact instant și mare, dar când promo dispare și vânzarea dispare, pe când eforturile de branding, în primul rând că nu au un impact imediat, în al doilea rând că de fiecare dată când faci un efort, al doilea efort construiește pe cel anterior, pe când la partea de promotions, când dăm în prețuri și facem doar comunicare comercială, de multe ori aceasta dispare când am terminat campania. Și cred că putem rezona toți cu ce se întâmplă de Black Friday. Vă invit să vă gândiți un pic la această abordare și să vă gândiți cum faceți împărțirea de buget în bugetul de marketing și poate merită să faceți un pic eforturi pe zona de branding care nu are impact imediat, dar care are impact pe termen lung. Practic, noi vedem așa, noi vedem loialitatea și pare că e un singur lucru, dar loialitatea e formată din trei lucruri. 1. Livrez la timp ce am promis, adică partea de fundație, să aibă încredere omul în voi. Apoi, programul de loializare despre care tot vorbim, acumulez puncte și primești beneficii. Și loyalty-ul care e vârful piramidei, când oamenii cumpără pentru că le place de voi și vorbesc de bine la prieteni și la rude despre brandul vostru. Asta e diferența dintre ce e în stânga, cum pare, și ce e în dreapta, cum este de fapt. Și lucrurile și mai concret arată așa. Avem
un număr mare, sperăm, de clienți care cumpără de mai multe ori de la noi. Aici am putea avea toată foaia, sunt toți clienții din care o parte cumpără de mai multe ori de la voi. Apoi avem clienții înrolați în programul de loializare, ceea ce vă îndemn să faceți și o să vă arăt imediat cum puteți face foarte ușor cu The Marketer. Și apoi clienți loiali. Și am făcut în mod special aceste două buline cu o mică suprapunere. Adică cei înrolați în programul de loializare nu sunt neapărat loiali și cei loiali nu sunt neapărat înrolați în programul de loializare. Este o suprapunere, poate la unii mai mare, la unii mai mică, dar vă invit să vă gândiți la aceste cercuri, pentru că eu cred că sunt importante în business-ul de după ce a venit traficul cumpărat de la Google și de la Facebook. Un program de loializare atrage clienți recurenți. Loialitatea nu are legătură cu comunicarea, în schimb programul de loializare are mare legătură cu comunicarea. Și un program de loializare, practic dacă ar fi să spun care sunt principalele două cauze pentru care un program de loializare nu funcționează, ar fi: unu, că n-a fost gândit, că a fost doar făcut, hai să facem ceva, și doi, că n-a fost comunicat suficient de bine, suficient de smart, nici prea mult să agasăm clienții, nici prea puțin să nu știe de el. Deci asta sunt cele două, dacă vreți, tips and tricks. Câteva diferențe între retenție, program de loializare și loialitate. Și haideți să le vedem. Retenția, și cu asta terminăm subiectul acesta, este abilitatea unei companii sau unui produs de a păstra clienții. Programul de loializare este situația, programul în care un client e recompensat să facă ceva. Și loialitatea este că un client dezvoltă o preferință, îi place de produsele astea, poate de oameni ăștia, poate de magazinul ăsta online. Concept. Retenția vrea să prevină pierderea clienților. Program de loializare vrea să stimuleze vânzările. Loialitatea vrea să întărească relațiile cu clienții, pentru că un client a făcut, poate să vorbească de bine de produsele și de magazinul tău online și în cercul lui de influență. Apoi, abordare. Retenția reactivă pe termen scurt. Loializarea între reactiv și proactiv cu strategie. Și loialitatea, clar, o activitate pe termen lung. Entuziasm față de brand, retenție nu, program de loializare îl cumpărăm și ăsta e adevărul, da? Primești puncte ca să cumperi de la noi și loialitatea cu siguranță implică foarte multă implicare emoțională. Are foarte multă implicare emoțională. Și ultimul este măsurarea, procentul de clienți într-un anumit moment care cumpără din nou, performanța vânzărilor și return on investment și performanța clienților individuali în ceea ce înseamnă loialitate. Sunt subiecte adânci pe care le putem discuta în detaliu, dar vă dau doar un pic de context aici ca să ne îndreptăm spre realizarea unui program și funcționarea lui. De ce e important un program de loializare? Pentru că, în mod evident, pierdem bani. Pierdem bani dacă nu avem loializare. Pierdem bani pentru că ne costă foarte mult să aducem clienți noi pe care să-i convingem și să plătim la click la Google și la Facebook, ca într-un final să sperăm că vom converti, când e mult mai eficient să vorbim cu clienții care au cumpărat deja. Vă las aici câteva statistici pe care nu o să le citesc, sunt multe date pe care le-am adunat. În principiu, aceste statistici arată cu cât de mai bine este să ai un program de loializare versus să nu ai un program de loializare. Vi le împărtășim, dar sunt numere copleșitoare, adică beneficiile sunt extrem de mari. Și aici am pus ceva amuzant. Studiul nostru spune că procentul de clienți care vor cumpăra de la noi fără să facem niciun efort este zero, absolut, pentru că doar să sper că oamenii o să se întoarcă nu aduce rezultate. Structura unui program, haideți să vedem structura, are patru pași. Are odată mecanismul, cum funcționează, spuneam de mecanismul earn and burn și tiered, adică în segmente. Am folosit termenii pe care îi găsiți chiar în platformă, ca să vă fie ușor să regăsiți acest framework, această structură fix în platformă. Actions, ce trebuie să facă clientul, să cumpere, să dea un referral, să dea un review. Și aici o să vă arăt mai în detaliu, pentru că sunt extrem de multe actions pe care le putem recompensa. Points, primește puncte, și rewards, ce poate să facă cu ele? Poate să primească discount procentual, discount valoric, poate să primească livrare gratuită, poate primi multe lucruri care îl interesează pe el.
Deci ăștia sunt pașii cei mai clari și mai simpli într-un program de loializare. Și vă las aici cu întrebarea asta, pe care o putem discuta la sfârșit. Ce beneficii are și noi credem că din cele enunțate aici stimulează achiziția, crește retenția, crește vânzările, încurajează recomandările. Putem avea toate aceste beneficii în același timp, nu trebuie să le facem separat sau să alegem una singură dintre ele. Haideți să vedem un pic comparația dintre alte tool-uri care realizează programe de loializare și tool-ul The Marketer. În primul rând, un studiu care ne arată importanța elementelor din program de loializare, ușurința de integrare, ușurința de customizare, funcționalitățile noi, simplitatea, ușurința de a fi implementat și de a fi folosit. Și în viziunea noastră, diferența dintre The Marketer și alte tool-uri, sunt tare multe tool-uri, foarte multe tool-uri, majoritatea extrem de scumpe, arată așa. Adică diferența de preț este copleșitoare și de multe ori avem funcționalități mai multe sau similare cu alte tool-uri care costă mult mai mult decât The Marketer. Mă gândesc că deja vreți să ajungem la tool și să vedeți cum arată și vă spun că ne îndreptăm spre asta imediat. Dar până atunci aveți 4 soluții legate de programul de loializare. Să faceți nimic, să nu faceți nimic și să pierdeți clar foarte mulți bani, pentru că sunt oportunități ușor de luat în zona de loializare. Să faceți in-house și da, puteți crea un software care să facă asta sau să încerce să facă asta, dar va fi dificil și avem experiență de la clienți care au făcut asta și au venit spre tool-ul nostru pentru că a fost copleșitor. Să folosiți alt tool care de multe ori este mult mai scump sau să folosiți The Marketer, care The Marketer este ușor de folosit, are un preț foarte bun și integrează partea de program de realizare cu partea de comunicare a programului. Comunicare pentru noi înseamnă email marketing, SMS și push notificări. Toate sunt în tool. Vă dau două exemple, unul din străinătate, ca să vedem cum arată un program de loializare frumos făcut. Luisa Via Roma, un magazin online de haine, oferă puncte pentru cumpărături, pentru share pe rețelele de socializare, pentru follow pe Twitter, pentru completarea profilului de client. Cum vedem aici, diverse acțiuni care nu sunt neapărat comerciale, care sunt importante pentru brandul Luisa Via Roma să țină clienții mai aproape și atunci le recompensează. Clienții pot folosi punctele și au ei un sistem de puncte de echivalare între punctele Luisa Via Roma și bani și primesc un card cu diverse privilegii, experiențe de lux, deci iarăși putem da beneficii care să coste mai puțin, să ne coste mai puțin pe noi decât percep clienții. Lucru care e foarte important, pentru că poate o excursie, poate zic ceva extrem, dar o excursie de câteva zile poate nu ne costă foarte mult să o dăm și putem clientul să o perceapă ca un lucru mult mai valoros. În plus, bineînțeles, știți că putem să facem foarte mult amplificare în social media pe această activitate. Mi-aduc aminte de un exemplu extrem. Acum câțiva ani, un magazin online de suplimente pentru sport, proteine, a avut o campanie în care dacă cumpărai de mai multe ori și acumulai puncte și aveai o relație, câștigai un BMW. Știe cineva de magazinul ăsta online? Că mi-amintesc că era foarte, foarte intens promovat. Și într-un final, dacă ne uităm la bugetul pe care îl cheltuim în Google și în Facebook, s-ar putea ca un BMW, nu neapărat cel mai, sau o mașină, să nu pomenim neapărat branduri, să fie o investiție foarte eficientă versus beneficiile pe care le primim. Și livrare gratuită, alte beneficii simple și clasice și la îndemână. Și avem și un exemplu care lucrează deja pe The Marketer, Vagauto, care oferă puncte pentru comandă minimă, pentru recomandare, pentru distribuire, pentru creare cont, pentru abonare la newsletter, pentru activități, multe activități non-comerciale.
și pentru recenzii și clienții pot colecta puncte pentru a trece dintr-un prag în altul. Aici am pus și punctele, sunt informații publice pe care trebuie să le câștige, pe care le primește clientul, și beneficiile sunt sub formă de discount. Aici e grila lor de discount, vă invit pe site-ul lor să vă cumpărați portbagaj auto și multe, multe accesorii, un site foarte bun și foarte apreciat în România. Și haideți să ne uităm un pic la cum se face un program de loializare. O să vă arăt click cu click cum se face. Două cuvinte întâi despre de ce e important ca programul de loializare și tool-ul de email marketing să fie în același loc. Este o cerință reală pe piață și nu este oferită de piață, și de asta am creat noi acest tool. Alternativele sunt fie foarte scumpe, fie foarte greu de integrat, lucru pe care nu și-l dorește nimeni. Și partea de comunicare. Alternativele nu au integrată comunicarea și dacă nu comunici, de exemplu, mai puțin pe la următorul nivel, nu se activează programul. Adică el nu prinde tracțiune. Și o să vă arăt și cum putem comunica extrem de simplu. Ce face programul de realizare de marketer? Ușor de personalizat. Ai două opțiuni, cum spuneam, puncte și praguri. Ai integrare cu newslettere. Nu e o integrare, practic, e același tool, deci totul este integrat, nu trebuie să faci tu o integrare. Și ne ajută în mod clar să creștem rata de retenție și lifetime value, deci valoarea totală a cumpărăturilor unui client de la brand. Hai să vedem pașii. Deci aș putea chiar să-i număr, i-avem și scris aici, cât de ușor e să creezi un program de loializare. Intri în tool, ai opțiunea engagement, loyalty program, setup loyalty program, atât de simplu, alegi, poți să alegi între două tipuri de programe. Noi, pentru exemplu, de astăzi am ales programul pe praguri. Vin direct în tool câteva praguri precompletate, deci poți să le folosești pe cele precompletate sau poți tu să-ți faci propriile tale praguri, să le dai și nume simpatice și să le dai și iconițe. Asta este pasul numărul 2. La pasul numărul 3, cum spuneam, le dai numere, le dai iconițe, le faci să fie prietenoase, ușor de gestionat. La pasul 4, selectezi nivelul de puncte la care trebuie să ajungă un client ca să ajungă la acest prag. Și aici vedeți câteva exemple, de la 0 clientul default la din ce în ce mai multe puncte pentru mai multe praguri. Iar aici vedeți ce trebuie să facă, deci acțiuni pe care trebuie să le facă un client ca să câștige puncte. Și aici sunt activate acțiuni legate de comenzi, acțiuni legate de social, de cont, de user generated content și de activitatea lor. Avem două exemple, plasarea unei comenzi de 100 de puncte, toate aceste elemente sunt customizabile, deci pot să pun 100 de puncte sau 300 sau câte vreau eu. Plasarea 5 comenzi consecutive, poate vrem să recompensăm această plasare și putem crea propriile reguli. Sunt deja multe reguli precreate, ușor de folosit, sau putem crea reguli noi. O să vă arăt cum se poate crea reguli. Prima dată încercăm să edităm și reușim, nu doar încercăm, edităm o acțiune. Acțiune de plasare comandă, 200 de puncte. Haideți să vedem ce opțiune avem dacă dăm edit și putem seta foarte ușor și câte puncte și mai multe acțiuni legate de plasarea comenzii. O să vedem și alte tipuri de acțiuni care pot genera puncte pentru client. Aici avem creare cont, care generează puncte. Probabil că o să dăm mai puține puncte la creare cont decât la plasare comandă. Putem referă friend să trimită către un prieten care să cumpere și acel prieten să cumpere și să recompensăm cumpărătura. Să scrie un review și aici avem și partea de moderare a review-urilor. Să deschidă newsletter-ul, dacă ai deschis newsletter-ul deja primești puncte. Poate unii ar putea zice ok, dar cu ce mă ajută că a deschis dacă n-a cumpărat.
Eu cred că ne ajută, pentru că atunci când trimitem newsletter, vrem ca oamenii să le deschidă, să vadă ce avem de spus acolo. Deci putem recompensa asta, nu cu foarte multe puncte. Sunt și metode, o să discutăm un pic despre ele, de a preveni abuzurile, dar putem face foarte multe reglaje. Iar apoi, cum comunicăm pe site punctele, unde vede clientul, trebuie să-și facă content de marketer. Mulțumesc pentru comentariu, exact aici eram. Pe site-ul tău, nu de marketer, clientul nu are nicio legătură cu de marketer, pe site-ul tău apare un mic widget, un mic buton pe care îl deschizi, cum sunt butoanele de chat. Dai click pe el, se deschide și apare clientului informații despre câte puncte are, la ce prag e, când trebuie să, câte puncte mai are până trece la următorul prag, ce beneficii are. Toate elementele astea sunt aici în acest mic widget care apare la voi pe site, strâns, și clientul poate să-l deschidă ca să vadă toate informațiile. Și cum vedeți, aici vede inclusiv evoluția lui. Ai plasat 3 comenzi, la 5 comenzi primești un bonus. Deci, repet, clientul nu trebuie să-și facă cont nicăieri, doar la tine pe site și să cumpere și să interacționeze cu site-ul tău. Aici e un exemplu de widget, un widget pus pe un site și informațiile care apar. Asta a ales clientul care folosește acest widget să pună ca informații. Voi puteți spune orice alte informații care să îi dea clientului de repere legate de unde este și ce acțiuni trebuie să facă ca să câștige mai multe puncte sau să treacă în pragul următor. Multe reguli de limitare și antifraudă și pur și simplu ca să nu dăm extrem de multe puncte. Nu o să intru foarte mult în detalii, vi le prezint rapid. Dacă vreți, putem avea un demo 1-1 în care să vă prezint tool-ul în detaliu. Putem pune limitări de timp până când se câștigă punctele, putem trimite notificări, vezi că ai câștigat puncte. Putem oferi beneficii, cum ar fi discount fix sau discount procentual sau livrare gratuită, și tot timpul adăugăm beneficii noi. Putem seta gestionarea punctelor, pentru că dacă tu oferi punctele la cumpărătură, poate clientul dă retur și atunci e nevoie să iei punctele înapoi, și atunci ai două setări când să activezi punctele, poate după 15 zile când a trecut termenul de retur, și când să iei punctele înapoi dacă a dat retur. Deci foarte multe reglaje, în fine. Expirarea punctelor, ca să creăm un sentiment de urgență, că punctele expiră și trebuie să facă ceva cu ele, să nu rămână acolo pentru totdeauna. Putem da punctele inclusiv taxa de transport sau exclusiv taxa de transport, asta setăm în cont. Putem denumi punctele, să le dăm un nume amuzant, punctele brandului, ca să nu fie doar puncte, să fie așa ceva clasic. Putem face multe setări. Ce vreau să insist un pic este pe partea de import. Voi când puneți The Marketer, m-am spus, integrarea este extrem de simplă cu orice tool popular și chiar dacă aveți un site complet custom, durează 2 zile. Noi importăm comenzile vechi. Cât decidem împreună? 1 an, 2 ani, 3 ani. Și asta are un avantaj extrem de mare. Și anume că voi, dacă porniți un program de loializare cu The Marketer, programul începe direct populat. Adică unui client îi puteți transmite: am pornit acest program de la 1 noiembrie și tu ești deja client silver, pentru că ai comandat în trecut de la noi, să zicem, 5 comenzi sau care este pragul ca să devii client silver. Și în felul ăsta clientul se simte bine, unul la mână, și atunci ai tracțiune mai mare pe acest program de loializare. Dar mai e un beneficiu. Și aici am nevoie de un pic de atenție. Ca să comunicăm comercial, să trimitem un newsletter unui client, e musai să avem acordul de comunicare. Deci să ne pună bifa: da, vreau să primesc comunicări comerciale de la tine. În schimb,
ca să comunicăm tranzacțional cu un client, nu avem nevoie de acordul de comunicare. Ce înseamnă comunicare tranzacțională? Comunicări de genul: ai plasat comanda, mulțumim pentru comandă, comanda ta a fost expediată. Pentru aceste tipuri de comunicare nu avem nevoie de acord. Comunicările de tipul ești client gold sunt considerate comunicări tranzacționale. Asta înseamnă că noi putem comunica cu acești oameni. Sigur, nu putem pune în acel e-mail și promoție la un televizor, pentru că ar deveni o comunicare comercială. Dar dacă avem o comunicare doar tranzacțională, ești la pragul ăsta, atunci putem să comunicăm fără acord. Și asta e foarte importantă, mai ales pentru cei care au mulți clienți care au plasat comanda și au lăsat adresa de e-mail, dar n-au pus bifa, da, vreau să primesc newsletter. Văd aici un comentariu, presupunând că este integrare cu platforma site-ului. Da, cum spuneam, am arătat la început, avem integrare cu foarte, foarte multe platforme, cele mai populare platforme. Iar dacă tu ai o platformă custom, atunci integrarea se face foarte ușor. Am făcut integrări, vă spun, nu durează mai mult de 2 zile să facem integrarea prin API, dar nu vă bateți capul cu zona asta tehnică. Sigur, cine se ocupă de site poate să facă integrarea în câteva zile. Și asta e tot. Am făcut programul de realizare. E atât de simplu. Vă mai povestesc un pic despre zona de analiză a programului de realizare și apoi ne luăm timp, suntem foarte bine cu timpul, mai avem 5 minute și iau întrebări. Am folosit această metaforă vizuală ca să ilustrăm faptul că nu-i suficient să ai doar o mașină bună. Dacă ai o echipă de Formula 1, mașina este un component, dar îți trebuie și echipa. Și echipa face ca toate lucrurile să funcționeze. Deci nu un tool nu trăiește în aer singur. Are nevoie de un ecosistem în jurul lui. Și vă prezint un pic care ar fi pașii. I-am povestit și la început. O să vă afișez acum un slide foarte dens. Nu vreau să vă bateți capul cu el. Pot să vi-l trimit. Vreau doar să înțelegeți gândirea de dinainte de a face un program pe care îl implementăm cu The Marketer. Cum facem noi gândirea? Aceștia sunt pașii pe care îi facem. O să dau un pic de zoom ca să vedeți cam cum arată un element dintr-un pas, de exemplu rewards. Cum poate câștiga puncte? Și cum spuneam, poate câștiga puncte clientul nostru, cum poate cheltui punctele? Le poate cheltui pe un discount valoric sau pe un procent de discount sau pe partea de livrare gratuită. Și despre asta am vrut să vă povestesc. Văd o întrebare, imediat revin cu răspunsuri. Te simți mai pregătit pentru decolare? E întrebarea noastră. Oare a ajutat un pic ora asta petrecută împreună să înțelegem și poate să începem să ne gândim la un program de loializare? Îmi răspundeți un pic în chat. A ajutat pentru clarificare? V-ar interesa să discutăm mai în detaliu, să vedeți un demo în detaliu al platformei? Cine îmi poate răspunde? Mulțumesc, Florin. Mulțumesc tuturor că ascultați. Vă invităm să deveniți următorul e-commerce de succes cu retenție și loializare. Și aveți aici datele mele de contact. Vă aștept să-mi scrieți, să mă sunați, să povestim și să intrăm în detalii pentru business-ul vostru, personalizat pe business-ul vostru. Avem aici balanța punctelor, este vizibilă în launcherul de pe site. Tot acolo se pot accesa codurile de discount, transport gratuit. Deci totul se vede în acest launcher. Launcher este denumirea noastră pentru acel widget care iese din colțul ecranului și afișează informații suplimentare clientului. Widget pe care îl puteți customiza cum vreți, cu brandul vostru, culorile voastre, dimensiune, poziție, totul este customizabil. Ce lucruri n-au fost clare? Hai să mergem înapoi. De fapt, nu, o să las pe slide-ul cu datele mele de contact, să le aveți la îndemână. Dacă un client a generat un cod de reducere, dar nu l-a folosit atunci,
îl mai are în cont pentru comanda viitoare. Îl are în cont, vă arăt într-un demo în detaliu cum putem seta codurile de discount, dacă să fie folosibile o singură dată sau folosibile de mai multe ori, folosibile de un singur om sau folosibile, adică shareable, să poți să le dai Black Friday 20. Deci ai foarte multe pârghii ca să setezi funcționalitatea codurilor. Mulțumesc pentru întrebare, Ioana. Ce clarificări aș putea să vă mai ofer? O să opresc și share-ul, că mă gândesc că aveți deja datele mele de contact, oricum o să le primiți. Și putem avea o discuție liberă, inclusiv dacă vă e confortabil, puteți să deschideți și microfoanele și camera și să îmi puneți întrebări cu ce pot să lămuresc. Până vă gândiți la întrebări, vă spun că vom face aceste webinarii în fiecare lună și vom aborda, acesta a fost un webinar mai degrabă mai general, în care am creat contextul loializării. O să avem și webinarii mai precise, în care o să luăm elemente mult mai mici și o să le construim împreună și pentru programul de loializare și pentru tot ce înseamnă email marketing. Pentru că, așa cum vă spuneam, cele două funcționalități de bază ale The Marketer sunt email marketing și program de loializare. Clientul trebuie să aibă un minim de puncte pentru a putea fi folosite. Se pot crea anumite thresholds, praguri, ca să le folosească. Întrebarea ta se referă la celălalt tip de program de loializare, cel earn and burn, câștigi și arzi puncte. Și în funcție de cum stabilești tu beneficiile, de exemplu, primești free delivery, dar asta te costă 100 de puncte. Atunci ăsta este pragul. Când a câștigat 100 de puncte, poate să folosească aceste puncte ca să își activeze o livrare gratuită sau poate un produs gratuit sau poate un alt beneficiu. Mai luăm întrebări câteva minute. Dacă aveți, vă răspund și, cum spuneam, puteți să mi le adresați și direct la microfon sau să le scrieți în chat. Și apoi vă aștept să facem un demo împreună și să vă arăt tool-ul pe îndelete. Mulțumesc și eu. Mulțumim pentru participare. Ceva întrebări? O dată, de două ori, de trei ori? Perfect. Bine. Aveți datele mele de contact. Vă aștept și ne vedem într-un demo personalizat pentru voi. Spor, o zi frumoasă, o seară frumoasă tuturor.